Aici avem puișorii care au o lună și o săptămână, cam așa, în jur de o lună și o săptămână. Iar din coace avem porumbeii. I-am separat ca să nu cumva să se bată. Le-am pus așa o plasă și ce-am găsit și noi, mobilă, aruncată, nefolosită. Să mai așteptăm puțin să mai crească puișorii, după care vom îndepărta peretele ăsta improvizat și vom lăsa să zboare liber pe aici și pe ei împreună cu... să stea la un loc împreună cu puișorii. Aici, ce am făcut? Haideți să încep cu începutul, pentru că m-ați întrebat cum anume îngrijim puișorii și o să fac în acest videoclip așa, în mare, după care o să încerc să fac un videoclip mai detaliat referitor la creșterea puilor. Ei bine, noi încă de la început, când i-am cumpărat, pentru că i-am cumpărat, nu i-am pus la clocitoare, nu am avut cloșca din timp, așa că i-am cumpărat. Nu sunt de rasă, sunt pui normal, după cum puteți observa, nu sunt speciali. Din prima zi i-am pus undeva pe hol, într-o cadă de metal, suficient de mare astfel încât să stea lejer pentru câteva zile, și nu le-a lipsit apa, în apă să depunem albastru de metilen pentru dezinfectare. Și, bineînțeles, hrana adecvată pentru puișorii abia ieșiți. După care i-am pus în... i-am mutat din acea cadă într-un frigider reciclat, deci acela a fost cumva cotețul lor. I-am asigurat aici, în acest spațiu, undeva aici în colț, i-am asigurat și cu plasă de sârmă, astfel încât nu cumva să pătrundă ceva, vreo pisică sau altceva, chiar dacă avem zona împrejmuită. Am preferat să îi și închidem seara cu acea plasă. Și i-am acoperit și cu o pătură ca să nu le fie frig. Când s-a încălzit și când s-a umărit, apoi le-am mai făcut așa niște adăposturi improvizate și ele cu ajutorul unor lăzi și ce am mai avut la dispoziție, o plasă de geam, un geam reciclat, ca să zic așa, cu ramă, peste care am pus o pătură și acolo s-au relaxat. Le-am creat încă un spațiu de relaxare, le-am pus fân acolo și în acest fel au avut spațiu să se relaxeze, pentru că este foarte important, atât pentru găini cât și pentru puișor, să se relaxeze. Lor le place să se cațere, să stea separați cumva și totuși împreună, deci le place cumva să aibă spațiu de cățărare și de relaxare. Pe lângă baia de nisip, le-am făcut în două recipiente pe care, bineînțeles, aici, spre exemplu, a trebuit să schimbăm cei la suprafață, pentru că s-au și găinățat acolo și trebuie să luăm cei la suprafață și să mai adăugăm nisip curat împreună cu un amestec cu cenușă. Când s-au mărit mai mult, am, pentru că aici era închis în zona asta, am dat bariera care era în chestii reciclate, am dat-o la o parte și i-am lăsat liber să se ducă în spațiul verde. Noi în acel spațiu am semănat din timp grâu și grâul a crescut, l-am cosit odată, l-am folosit ca și mulci în grădină. Apoi, după câteva zile, când a mai crescut, le-am dat drumul la puișori să zburde pe acolo prin verdeață și am îndepărtat de aici
frigiderul care era inutil de acum, pentru că ei au crescut, nu și mai avea sens rostul să mai ținem frigiderul aici. Am pus niște tot așa chestii reciclate de la mobilă, asta e o mobilă reciclată, le-am pus ca să nu stea direct pe pământ, pe ciment. Aici avem ciment turnat în zona asta. Le-am pus acum vreo 4 zile. După cum putem observa, în 4 zile deja avem stratul de găinați, dar nu ne supărăm pentru că foarte bine că produc, avem îngrășământ natural. Acum, cu acest găinaț, când îl vom curăța, îl vom arunca în lada de compostare. O parte din el, o parte vom folosi, îl vom usca și îl vom pune la saci pentru următorul an. Îl vom folosi așa uscat pentru prepararea maceraterilor și, desigur, și pentru adăugarea, pentru îmbunătățirea solului. Îl aruncăm în sol, în grădină, toamna, îl încorporăm și în acest fel noi îmbogățim solul cu acest prețios găinaț. Sunt foarte productivi și puișorii, la fel ca și găinile. Și avem și porumbei care produc și ei destul de mult. Deci noi îngrășământ nu cumpărăm, ci avem suficient îngrășământ natural. Alt lucru pe care l-am făcut, de fapt Iulian s-a ocupat de ei, le-a luat vitamine și medicamente preventive pentru diaree. Nu știu cum se numesc, nu știu să vă spun, dar ideea e că sunt la magazinele de specialitate care vând produse pentru animale. De acolo a luat medicamente preventiv, nu a așteptat să aibă probleme și le-a luat și medicamentele corespunzătoare. Și cam atât, dragilor. Acestea sunt condițiile, minimile condiții pe care le-am creat noi din ce am avut. Desigur, ar fi trebuit mai mult, dar din păcate mai mult nu am putut. Nu am putut să le asigurăm condiții foarte bune, dar zic eu, cât de cât au spațiu, nu sunt stresați, au spațiu să se miște, nu sunt închiși într-o cutie acolo, într-o boxă. Și în speranța că vom reuși totuși să le creăm condiții mai bune, deocamdată cam asta este situația. Nu mai aveam spațiu în grădină, după cum am spus, așa că ne-am prelungit în mal cu gardul, cum ar veni, și am creat așa, cu ajutorul pauloniei. Acolo avem paulonia, haideți să vă arăt. Paulonia, nici nu mai știu când am pus-o, dar a crescut, s-a îngroșat, e mare, e frumos, asigur aici umbra puilor. Și după cum putem observa, ei aici stau cel mai bine la umbra pauloniei. Am pus plasă verde, asta are un grad de umbrire de 90% sau 80%, nu mai știu, a luat-o acum o lună. Și e bună mai ales pentru plasa de umbrire de 80%, 90%, e bună pentru crearea unui paravan și, desigur, pentru umbră, pentru delimitare, iar aceasta este plasa de 80% și deasupra am pus o paia de 40% de la Hecta, care am zis Dumnezeu să le dea sănătate, căci multe am mai făcut noi cu această plasă. Și la animale, și în seră, în grădină, e foarte utilă. Și cea de 40% și asta este foarte bună de 80%.
Aici, desigur, nu există protecție. Dacă plouă, se udă tot aici. Le-am pus noi să se scalde cenușă cu nisip în această groapă. Dar s-a udat cenușa. Am zis să fie în mai multe locuri, pentru că ei se scăldau aici și le-am pus și aici și le-am pus și în zona asta aici, așa. Să se scalde, să se deparaziteze și ei, pentru că au nevoie. Și, da. Cam astea sunt, dragilor, condițiile și la puișori, urmând ca într-un viitor să venim, să vin cu un videoclip mai amănunțit, așa cum mi-ați cerut, cum îi hrănim, o să vă spun rapid așa și în videoclipul ăsta. Nu le lipsește partea verde, desigur, atunci când o avem, dar și iarna le oferim verdeață. Le oferim, le pun grâul la încolțit și le dau și iarna să mănânce verdeață, apoi cojile de ou pentru a le asigura un aport de calciu, le bag mai întâi în cuptor ca să se usuce bine și să se elimine și pericolul salmonelei, dar vara, ca să fiu sinceră, nu aprind cuptorul, ci las cojile de ou așa la soare câteva zile bune până când se usucă complet și acele coși de ou le sfărâm. Înainte le dădeam prin râșnița de cafea, acum le pun pur și simplu într-o pungă și cu ajutorul unui făcăleț le sfărâm bine, după care le amestec cu mâncare, nu le dau așa simplu, le amestec acele coji cu pâine, cu mâncare, cu resturi, absolut tot ce rămâne de la bucătărie, când curăți morcovul, cartofii, absolut tot le dau și la găini. Și le mai dau iarna drojdie furajeră, pentru că au nevoie de proteine și drojdia este foarte bogată în proteine, de aceea le ofer pe timp de iarnă, atunci când nu avem prea multe de oferit păsărilor. Oțetul de mere le mai adaug în apă și cam atât. Nimic special, nimic, nu le cumpăr ceva special. Ce mâncăm noi, le dăm și lor, mai puțin dulciuri, bineînțeles, nu le dăm dulciuri, dar în rest cam tot ce mâncăm noi, ce rămâne de la bucătărie, le oferim și lor, găinilor. Cu puii suntem mai atenți, căci acum, în perioada asta de creștere, trebuie atenție mare ce anume le oferim, ce hrană. Le oferim hrana corespunzătoare lor. Da. Ei, dragilor, cam atât pentru astăzi în legătură cu puișorii. Ce să vă zic, după cum am spus, sfaturi în domeniul ăsta prea multe nu putem oferi, pentru că, bineînțeles, le trebuie coteț bine construit, bine poziționat, dacă se poate și cu etaje, e ideal, dar din punctul nostru de vedere, după cum am spus, cotețul din lemn nu ni se pare o soluție foarte bună, ci doar cotețul ăla construit cu bolțari, pereții arși, pur și simplu când sunt probleme cu păduchii, se ard pereții cu arzător din ăla manual, după care se văruiesc. Noi așa procedăm, noi așa considerăm că este mai bine. În momentul în care am ridicat cotețul cu lemn, trebuie să știm că păduchele din lemn nu mai iese și trebuie doar ars. Doar așa putem să combatem păduchii din lemn. Ia priviți cum se relaxează ei aici. Asta este zona lor preferată. Le-am pus, după cum spuneam, plasă de umbrire ca să delimităm cumva zona și să le creăm umbră. Și asta mă uit la ei, că aici preferă ei să vină cel mai mult, în zona asta unde se ascund cumva, stau la separeu,
intră pe sub plasă și ia priviți cum stă aici. S-a ascuns aici, s-a separat și mai sunt și ei acolo, s-au pus dedesubt. Și întotdeauna locul ăsta este ocupat. Care prinde locul primul, ăla se relaxează. Cioc în cioc, printr-o plasă. Mai sunt și ulii, dar noi am pus tocmai această plasă pentru a ne proteja puișorii de ulii, de păsări, de pisici și, eu știu, vulpe, orice ar putea să îi răpească. Acestea fiind spuse, dragii mei, eu vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci, eu vă doresc multă sănătate. Spor la treabă să aveți. La revedere!